găsit până în punctul unei săptămâni pline de evenimente. De luni am avut un anunț bombă privind revocarea Laurei Codruța Kövesi de la șefia DNA, după care au început să apară și alte subiecte în același domeniu al justiției. De asemenea, avem niște declarații extrem de interesante pe care le vom urmări în exclusivitate în această oră pe B1 TV. Declarații primele, de altfel, făcute după condamnare de Rudel Obreja în dosarul Galabute, un dosar extrem de mediatizat. Spune niște lucruri interesante. Rudel Obreja, un om în mod evident extrem de nemulțumit de ceea ce i s-a întâmplat și care își explică toată tevatura cu dosarul Galabute prin dorința unor forțe, nu se știe exact, putem bănui care, de a o agăța, și aici folosim termenul lui Rudel Obreja, de a o agăța pe Elena Udrea. Vedem care este părerea lui Rudel Obreja, o primă parte din acest interviu în exclusivitate, apoi comentăm. Am fost cercetat vreo 3 ani de zile pentru fraude la fonduri europene, 4 acuzații și alte 3 legate de organizarea galei. Și nu mi era clar cum pot eu să fiu cercetat pentru fraude la fonduri europene în condițiile în care eu nu eram solicitant de fonduri. Eu eram un simplu prestator și doamna procuror avea pe masă contractul. Și spuneam, doamne, eu sunt un simplu prestator, nu pot să fiu acuzat de fraude la fonduri europene. Acel dosar a fost după 3 ani de zile închis, după ce am fost purtat la DNA 30-40 de ori și toate televiziunile m-au prezentat ca fiind hoțul principal al țării astea. A fost închis acel dosar, da? A coincis cu venirea doamnei Kövesi la conducerea DNA, după care au orchestrat un alt dosar. Aș spune că cel în urma căruia mă aflu aici, dar și asta e puțin impropriu, pentru că și acel dosar a suferit multe modificări. El a plecat într-un fel la început, după care au fost schimbate încadrările, infracțiunile și toate cele. Și am ajuns aici. Soția mea, familia mea au reacționat extraordinar. E de fapt și forța pe care o am. Dacă n-aveam familie, nu mai eram astăzi aici. Eram pe o plajă undeva. Eu sunt aici pentru că am familie. Am fost întrebat și spun asta. De ce n-am plecat? Era simplu. Eu am plecat, am tot plecat în toată perioada asta. M-am întors acasă. În primul rând, am știut foarte clar că sunt nevinovat. De ce să fug? Pe de altă parte, aveam toate motivele să fug pentru că vedeam ce se întâmpla. Vedeam cum se măsluiesc probele și cum se manipulează toate lucrurile astea. Mie mi-a fost clar. Avocații mi-au spus, în cel mai rău caz, vei lua cu suspendare. În cel mai rău caz. Și am spus, domnule, nu vă faceți iluzii, lucrurile sunt foarte clare. O să ne condamne. Mai crezi în justiția din România? Acesta e un termen vag. E un termen mult prea general ca să discutăm despre justiția din România. N-am cum să cred, pe de-o parte... Sau mai bine spun, hai să spunem altfel. Am tot respectul pentru judecătorii onești în țara asta, pentru că ei există și oamenii ăștia sunt, cum să spun, pilonul fundamental al unei societăți sănătoase. Nu se poate fără judecători onești, nu se poate merge mai departe. Dar nu pot să am respect și încredere când am văzut ce protocoale s-au făcut și încă n-am văzut tot. Există protocoale între serviciile de informații și în alta curte. Da, între timp a și apărut acel protocol cu în alta curte, care și el a trezit foarte multe semne de întrebare. Vă prezint invitatele mele la această oră, Loret Ruca, avocat, și Adriana Stoicescu, realizator condamnației, este autorul acestui
interviu și de aceea îi voi adresa prima întrebare. Cum ți s-a părut? Tu faci această emisiune de foarte multă vreme, ai vorbit cu foarte mulți oameni aflați în această situație în care stă și Rudelo Breja. Cum ți s-a părut Rudelo Breja în acest context? Pentru că se vorbește foarte mult de justiție, despre protocoale, despre doamna Kövesi în aceste zile. Rudelo Breja, eu de când îl știu, el este un luptător și este un om foarte puternic. A acceptat această condamnare, dar spune el, a acceptat-o pentru că el este român și așa trebuia să fie, dar nu este de acord cu ea. Spune că această condamnare este o mărșăvie, ceea ce i s-a întâmplat lui. Povestește cu o tristețe amară, aș putea să spun, toată perioada asta prin care a trecut de procese. Spune că el și-a dat seama din primul moment în care a fost arestat și l-au luat de la cercetări penale și l-au dus pentru mandat, l-au dus la Curtea Supremă de Justiție și el stătea și se întreba ce caut eu aici, eu nu sunt demnitar, eu nu sunt nici atunci, spune, eu mi-am dat seama că am intrat într-un joc al puterii și este o lucrătură acest dosar. Într-un final a plecat acasă, au început cercetările, a fost arestat preventiv, după aia a fost arestat la domiciliu și ușor, ușor ce a început să curgă procesul și a dat seama că este, el nu are nimic de a face cu toate acuzațiile care îi se aduceau. Miza a fost Elena Udrea. Vreau să spun că eu nu vreau să-l apăr pe Rudelo Breja, nu pot să spun nici că este vinovat, nici că este nevinovat, dar ceea ce povestește el că s-a întâmplat în acest, acest dosar ar trebui să ridice foarte multe semne de întrebare. Cum cred? Tocmai pentru că avem un avocat cu foarte multă experiență aici. Care sunt chestiunile pe care ți le-a relatat Rudelo Breja? Tocmai pentru că noi vrem să fim foarte obiectivi în povestea asta. Care sunt chestiunile care ție personal, ca jurnalist, ți-au trezit niște suspiciuni și care te-au făcut să crezi că, domnule, poate e ceva adevăr în ce spune omul? El spune așa, domnule, Gala Bute nu este singura gală pe care eu am organizat-o în România. Eu am fost președintele Federației Române de Box și am organizat foarte multe gale. Spune că înaintea acestei gale am mai organizat una pentru un alt boxer, în scap acum cum îl cheamă, care a fost identică cu același, a avut același scenariu ca, precum Gala Bute. Și ce ministru a fost implicat în povestea? Nu mai știu exact. El spune așa, domne, identic cu Gala Bute a fost. A venit corpul de control al primului ministru, a venit pachet. Nu au găsit nimic nelegal în acea gală. A venit Gala Bute, s-a făcut pe același tipar ca și gala de dinainte și am ajuns la închisoare. Ce mi-a atras mie atenția, spune că el la un moment dat în instanță a ajuns un martor, se cerea audierea unui martor, cetățean moldovean. Ce spune, nu, eu habar n-am cine este acest om, nu l-am văzut în viața mea, dar respectivul avea o declarație la dosar în care spunea, da, am făcut afaceri cu Rudelo Breja. Instanța n-a reușit niciodată să-l aducă pe acest om în instanță să fie audiat ca martor. A fost adus băiatul lui care a spus, da, domne, știu de la tata că a făcut afaceri cu Rudelo Breja. Judecătorul a întrebat, unde locuiește tatăl tău, care este adresa, să-i trimitem și noi o citație să vină la proces. Acel băiat, presupus băiat bun, spune, nu știu unde locuiește tata. A dat un număr de telefon, într-un final a fost sunat cetățeanul respectiv și a zis, da, eu n-am timp să vin acum să dau declarații, o să vin eu. Și s-a încheiat toată povestea. Spune, acesta a fost un martor principal. Și ce mi-a atras atenția, dacă vă aduceți aminte în scandalul cu celebrul procuror Portocală și cu Vlad Cosma, tot apare un denunț anonim. Vlad Cosma a spus la un moment dat că i s-a cerut să facă, da, a unui cetățean. Tot apare această filieră pe Moldova. Deci în diverse dosare în care inculpații spun, dom'le, eu n-am nicio treabă cu acest dosar, este o făcătură, este o înșcenare, tot apar cetățeni din Moldova. Eu cred că este o rețetă. Da, poate e o pentru că dacă e să ne gândim la procurorul Portocală, el, toată lumea a știut și a dat de înțeles că toate s-au făcut cu acordul Laurei Cotruța Chioveși. Deci eu nu știu, n-aș putea să spun că este o rețetă implementată de ea, dar este ceva ciudat.
Ce mai spune Rudy? Tot în acest dosar spune că au fost tot felul de consilieri și secretarii generali din ministerul condus de Elena Udrea, care au spus în instanță, da, domne, noi am dus banii, am luat nu știu câte zeci de mii de euro, i-am luat din stânga, i-am dus în dreapta. Astea. Acele persoane nu sunt în pușcărie, n-au fost condamnate, pe când el și cu Elena Udrea sunt în închisoare. Bine, Elena Udrea nu, e în Costa Rica. Au fost condamnați, asta era ideea. El spune, cine domne, eu n-am nimic cu Elena Udrea, nu vreau să o apăr, nu vreau să o condamn, dar eu pot să vă spun un singur lucru, semnătura ei nu apare pe niciun act în Galabute. Apare semnătura mea din partea firmei și a diversilor angajați din minister. Și nu te-a zis, dar atunci de ce a fost condamnată? Pentru că ea a făcut un abuz în serviciu, i-a determinat pe acei oameni să semneze acest contract. Și nu te-a zis, bun, contractul ăsta are ceva ilegal în el, este deci nu, contractul este perfect egal, dar, legal, dar Elena Udrea a făcut abuz. Și el spune că tot timpul a simțit că miza este Elena Udrea. I s-a cerut de 4 ori. Mi s-a cerut de 4 ori să fac denunțuri micinoase la adresa Elenei. Și sunt și alte Elena nume Udrea pomenite. Acum, după această introducere, necesară ca să știm toate detaliile și părerea unui om care, iată, a picat într-un context neplăcut, nefericit. Sunt totuși două instanțe care au dat aceeași decizie. Cum putem să mai să ne mai întrebăm, domnule, poate sunt probe, poate sunt probe, poate... Sunt totuși niște garnituri de judecători care au decis asta. Vedeți, dumneavoastră, este foarte dificil ca, pentru mine personal, să emit considerațiuni de valoare acolo unde nu cunosc detalii, iar hazardarea în a da credibilitatea absolută unei persoane condamnate mi se pare un pic periculoasă în contextul în care totuși în dosarul acesta n-a fost doar Rudel Obreja, în dosarul acesta au fost implicat mult mai mulți inculpați. Mecanismul pe care presa l-a devoalat ar fi fost acela a unor transferuri de fonduri în organizarea acestei gale, pentru că nimeni nu a acuzat pe nimeni de organizarea galei propriu-zisă, ci de modul în care, cel puțin așa s-a spus, au fost diriguite și gestionate sumele de bani necesare acestei organizări a galei. Dar de aici și până la a putea face aprecieri vis-a-vis de corectitudinea, de legalitatea sau de nelegalitatea aprecierii probatoriului care a tras condamnarea, eu zic că este o cale lungă și am acea obligație de rezervă pe care profesia și profesionalismul mi le impun. Însă în ceea ce privește modalitatea defectuoasă în care s-au instrumentat dosare de către DNA sub cărma doamnei Chiuveși, este de netăgăduit. Sunt N plus una situații și atunci prin similitudine aș da crezare afirmațiilor domnului Obreja, nenumerate situații acolo unde s-au construit probe, acolo unde vorbea distinsa doamnă de o filieră de Moldova. Ne, avem o altă filieră de Ucraina și mai avem o filieră de China. Se găsesc astfel de persoane care în urmărire penală apar și dintr-o dată se volatilizează. Nu mai au adresă, nu mai au număr de telefon, nu mai au posibilitatea de a veni să depună în instanță. Este unul din modus operandi, dacă vreți, ale DNA-ului atunci când trebuiesc acuzați oameni. E un deficit, durerea cea mare este că, da, așa cum spuneați la începutul emisiunii, doamna Chiuveși a fost demisă, însă nu știu dacă ne ajută cu ceva demiterea doamnei Chiuveși, atâta timp cât nu se face o modificare a modului în care se instrumentează dosare, nu știu dacă ne ajută în faptul că un om a fost înlocuit cu un ilustru necunoscut, despre care nu știe nimeni nimic, dar care
care nici nu este recomandat de niciun soi de activitate, nici pozitivă, nici negativă, ci ne aflăm, în opinia mea, în situația în care s-a tăiat un cap al hidrei care crește la loc, exact ca în povești. Bine, până la urmă, despre doamna Jurman nu putem să spunem acum nimic, pentru că tocmai nu a fost... Tocmai asta am și spus, da. Este un ilustru necunoscut. Da, cine știe. Poate, na, sunt motive cât se poate de întemeiate. Să dea Dumnezeu să fie așa. Va fi interimar 6 luni de zile, după care va fi un director. Știți cum? Din punctul meu de vedere, ar trebui organizat un concurs real pentru un astfel de post. Un concurs în care... Până acum n-a fost concurs. Mai mulți. Nu, până acum n-a fost concurs. Da, nu, s-au scris mai mulți. Unde? Asta inițial. Tocmai era plângerea pe care plângerea oful domnului ministru Tudorel Toader, care spunea că nu s-a prea înscris nimeni pentru postul de prim procuror, mă rog, de procuror șef al structurii DNA. Destul de trist. Iar demisiile din DNA cresc pe zi ce trece. Știți, e senzația de navă care se scufundă și șobolani care încep să alerge în stânga și în dreapta părăsindu-o. Vom mai vorbi despre DNA și despre cum s-a ajuns până aici și cum a ajuns doamna Băcheviși în această funcție. Practic, să analizăm DNA-ul în epoca Laurei Codruța Cheveși. Dar mai avem o bucată din acest interviu în exclusivitate pe care l-a realizat colega noastră cu Rudel Obreja. Haideți să o urmărim și apoi comentăm. Trebuie să spun că toată această poveste a fost pentru a o agăța pe Elena Udrea. Așa, după cum se vede, nu-i treaba mea să o apăr pe ea, că nu avem niciun fel de prietenie, intimitate sau așa ceva. A fost singurul loc unde ar fi putut să o agațe cu ceva. Și ei au mizat pe faptul că vor scoate de la mine cine știe ce lucruri. Și a fost o încercare disperată. M-au ținut 3 luni arestat preventiv. M-au ținut încă vreo 3 luni arestat la domiciliu. Mi-au venit din 4 locuri diferite să o dau pe Elena Udrea ca să scap. Am spus lucrul ăsta, l-am spus instanțelor. Acum o fi verificabil. Asta este adevărul însă. Și eu am spus, n-am cu ce să o dau. Și dacă aș avea cu ce să o dau, n-aș dau. Am spus asta, nu e felul meu de a fi. Ce ți-au cerut concret? Să o dau pe Elena Udrea, să spun despre ea și sunt liber. Au spus lucrurile astea, sincer vă spun. Am spus în instanță, la înalta curte, lucrurile astea. Deci ea a fost ținta în toată povestea asta, pentru că, sincer, nu e nimic din tot ceea ce s-a povestit aici. Pentru ce am fost condamnați, eu cel puțin. Nu e nimic. Gândiți-vă că Elena Udrea este condamnată în condițiile în care ea n-a semnat niciun act. Ea a avut delegare de competență, de semnătură, a semnat secretarul general, da? Deci în total 8 semnături într-o parte a minister și o semnătură în partea cealaltă, semnătura mea. Ea este condamnată pentru abuz în serviciu, că i-a abuzat pe ăștia 8 funcționari și a determinat să semneze un contract cu mine. Eu am spus, domnule, ok, dar ce e penal în acest contract? Nu e nimic penal în acest contract, pentru că el n-a fost supus acuzării nicio secundă în proces, pe contractul în sine. Nu a existat nicio fraudă acolo, nu a existat absolut nimic. Bun, dar atunci ce e penal în povestea asta? Păi e penal faptul că ea i-a determinat pe oamenii să semneze acest contract. Cum s-a născut ideea acestei gale de box? Lucian Bute a ajuns în Canada datorită mie. Eu i-am negociat plecarea acolo, eu m-am interesat de asta, eu am făcut demersurile necesare. Și de-a lungul timpului am ținut legătura cu el, în perioada în care nimeni nu știa nimic despre Lucian Bute. Era un sportiv, în sfârșit, și aici îl promovasem, așa. După care el a ajuns campion mondial. Eu am fost și la meciul la care a ieșit campion mondial, am avut o relație foarte bună cu el. Și după aceea au început performanțele lui. Eu eram președintele Federației Române de Box. Și el, la vremea respectivă, cum astăzi, Simona Halep este sportiva cu care România, în activitate, cu care România se mândrește și toți ne mândrim cu ea. Așa era Lucian Bute atunci. Era sportivul exemplar al României. Și am spus, domnule, de ce boxează Lucian peste tot, dar în România nu
boxează. Când este român, de anul și el avea tricolorul permanent, nu? Așa, și am spus, peste ani o să întrebe lumea, dumneavoastră, dar cine a fost la federație? Cine era conducătorul boxului românesc? Era unul Obrejo, așa, ce a făcut ca să-l aducă pe bute? Păi n-a făcut nimic. Păi un nenorocit, că așa sunt ăștia care nu fac nimic, nu? Dar sunt mai nenorociți când fac. Da, e în mod evident o foarte mare doză de subiectivism în toată povestea asta, pentru că e un om care și spune amarul, da? Și spune... Da, să știți că mie mi se pare foarte credibil tocmai pentru acuratețea cu care vorbește. Modul în care abordează subiectul, deschiderea, felul... mesajul pe care îl transmite, mesajul non-verbal... poate determina convingerea unui observator neutru că este într-adevăr un om nevinovat, că este un om care își prezintă o situație de fapt cu o resemnare revoltată. Asta este opinia mea vis-a-vis de percepția pe care o dă domnul Obreja în acest discurs. Împrejurarea că dânsul este o victimă colaterală e de notorietate printre toți juriștii, pentru că întotdeauna atunci când DNA-ul avea target o persoană sau personalitate, nu contau victimele colaterale, iar probabil ceilalți sancționați cu pedepse neprivative de libertate au fost ceva mai cooperanți decât domnul Rudel Obreja, care și-a asumat o lipsă de colaborare și iată-l suportând consecințele. Da, mai spuneai că în acest interviu Rudel Obreja a pomenit un nume de judecător care, în opinia dumneavoastră cel puțin, ar fi apărut așa ca din da, el spune că la un moment dat s-a trezit la, în alta curte cu judecătorul Ionuț Matei. Și toată lumea, presa în general, scria Elena Udrea, spunea că, domne, eu l-am văzut pe acest om, l-am cunoscut într-o împrejurare, era lângă domnul Coldea. Domnul Coldea și-a exprimat părerea la un moment dat că trebuie neapărat să ajungă la Curtea Supremă de Justiție pentru că este omul nostru al sistemului, al SRI-ului. Și Rudel Obreja și Elena Udrea au cerut recuzarea acestui judecător. Nu s-a întâmplat absolut nimic. El a spus că, domne, eu, dacă eram un om vertical, un bun profesionist, pentru că au apărut astfel de discuții, a plana asupra mea suspiciunea că sunt omul SRI-ului, îmi dădeam demisia, că nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult de atât îi spune... El nu, dar putea să facă măcar o abținere în cauza respectivă, nu să-și dea demisie. Rudel mai povestește cum că nu i s-a admis niciodată o expertiză neutră asupra prejudiciului și asupra tot ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere economic în această gală. Tot timpul i-a fost respins. Și el are, spune așa, cu o tristețe, v-am spus, destul de amară, spune, să nu fim naivi, să credem că Laura Codruța Chioveși a instrumentat acest dosar de capul ei sau că a făcut ea pentru că a vrut. El are o teorie și o susține într-un alt fel, spune tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în România și toată activitatea DNA este concertată de undeva de afară. Spune că se dorește eliminarea elitei politice din România. Așa a ajuns Năstase, așa a ajuns. Se dorește nimicirea asta de afară. Pentru țara asta nu se vrea să se facă absolut nimic. Și el mai povestește tot, spuneți că, domne, în momentul în care a intrat într-un astfel de dosar în care aplanează tot felul de suspiciuni, intri pe, ca și cum ai intrat pe un culoar al morții. În momentul în care s-a dat comanda, dosarul, oamenii ăștia trebuie să executați, apoi sunt executați, că nu contează absolut deloc ce probe aduci tu în instanță, ce avocați ai. Asta se știe că tu trebuie să fii condamnat. Și el a fost convins din moment ce a ajuns, când a ajuns la Curtea Supremă de Justiție, a fost convins că va fi condamnat, că nu are. Și el și Elena Udrea, asta era, el nu a vrut să coopereze. Asta atunci era o victimă colaterală. Bun, s-au spus foarte multe lucruri despre doamna Chioveși, că face, că drege, că nu știu cine o coordonează, atâta timp când nu există nicio dovadă cum că lucrurile stau așa. Și de asemenea, să vorbești despre un judecător, domnul Matei, că e sau nu omul sistemului, dar eu din câte știu e un complet de 5. Cel puțin la... Cel puțin în calea de atac, da. În calea de atac, adică, ok, hai să zicem că o fi omul sistemului X. Păi o și ce
ceilalți oameni cui sunt? Într-un complet de 3 judecători, iar calea de atac într-un complet de 5. Acum... Deci nu-i de ajuns să fie unul... Bine, da, e greu comandă... de spus. E greu de spus și e hazardant să facem niște afirmații care totuși au așa o ușoară tentă de notorietate. Avem, dacă vreți, la înalta curte, așa zisele complete ale morții, vă rog să vedeți ghilimelele, complete în care mai ales persoanele cu notorietate, dacă au ajuns a fi judecate, sunt exact ca pe intrarea în infernul lui Dante Alighieri. Lașat eu în speranța voi cheie intrarea chei. Exact în această situație, pentru că, da, este un lucru remarcat și, în afară de proba verității, altă probă nu putem administra. Este remarcată împrejurarea că dacă se dă o comandă de condamnare, probatoriu este neapreciat, este înlăturat, ba chiar ne trezim în situații, și am să citesc din memorie una din argumentările din celebra sentință de condamnare a domnului Adrian Năstase, în care se spunea că, deși nu există probe care să dovedească în mod de netăgăduit vinovăția inculpatului Năstase Adrian, curtea totuși consideră că se impune condamnarea acestuia. Faceți un remember al acelei sentințe, ultime sentințe pronunțate cu o pedeapsă privativă de libertate, cu Zambaccian. Avem situații de genul acesta. E trist, e dureros. Acum, la merge pe teoria conspirației. Așa, da. Un om care se luptă în instanță, în civil, că sunt o grămadă de procese în civil de care nu vorbește nimeni. Vedeți, noastră, noi și le înțelege simțim. Când vede astfel dânsul de greșit. Le-a perceput și poate că, într-adevăr, poate fi bănuit de o interpretare părtinitoare prin prisma eului propriu. Dar eu am să vă spun că sunt situații în care, ca avocat implicat în cauze și nu în una, am aceeași senzație că e ceva, un ceva care nu lasă instanța să-și facă datoria așa cum se impune. Există acel ceva pe care îl simți în aer, unde vezi că probele duc spre o anumită soluție, unde administrarea lor schimbă radical situația inițială avută în vedere la momentul demarării cercetării, și totuși, vine fatidicul, și totuși, se pronunță o soluție ce nu are nicio legătură cu probatul. Noi, săptămâna trecută, am avut un invitat aici, un personaj extrem de mediatizat în ultima perioadă. El este, de altfel, protagonistul filmului Procesul, documentarul Procesul, care poate fi văzut în București în aceste zile și care a trecut printr-un șir de, ceea ce pare la prima vedere, nedreptăți, un șir de... lucruri bizare care s-au petrecut lui Mihai Moldoveanu, pentru că despre el este vorba, și vorbim acolo de un om absolut obișnuit. Bun, putem să deducem totul și putem să ne gândim că poate aici nu e vorba în aceste dosare, vorbeați de cazul Năstase, putem vorbi și despre alte dosare pe care nu știe nimeni, că nu e vorba de intervenția unor forțe oculte, ci că poate pur și simplu s-a nimerit să fie cineva mai puțin școlit? Da, da. Și poate dosarul respectiv e mai puțin bine. Avem cele două carențe. Fie interesul și inducerea unei anumite soluții, fie automatismul, lipsa de interes a magistraților în general, de lăsarea, rutina, da, lipsa de interes până la urmă asta este. Pentru că din ce în ce mai multe situații sunt acelea în care procurorul, cu o pregătire mai mult sau mai puțin profesionistă, creează un dosar monstru, unde sunt zeci, sute de volume ce conțin mii de pagini. Aceste sute de volume cu mii de pagini sunt aruncate în brațele, vă rog să vedeți ghilimelele, în brațele judecătorului, care se oripilează când vede volumul și are cele două variante. Ori cred procurorul
și iau rechizitorul, care de obicei are de la 500 de pagini în sus, într-un astfel de dosar, nu glumesc, este o situație concretă, ori se merge mai departe, pe lasă că o să audiez eu martorii și dacă îmi rezultă altceva, e bine, dacă nu, mergem pe ceea ce mi s-a trecut în rechizitoriu. Există această lipsă de interes fundamentată pe ce? Pe lipsa unei răspunderi, pe lipsa unei situații concrete în care cel care greșește ar trebui să plătească. Avem zeci de situații în care dosare remise instanțelor de procurori cu mai mult sau mai puțină competență, cu mai mult sau mai puțin interes, au finalizat prin achitări, dar sancțiuni la adresa procurorului care a desfășurat o astfel de activitate deficitară n-au existat și nu există. Instanțe de fond care condamnă la ani grei de închisoare și în situația căi de atac ordinară sau extraordinară apar radicale schimbări, achitări sau modificări esențiale ale pedepselor. Nimeni nu a răspuns personal și cred că până la urmă patrimonial este singura modalitate de a trezi interesul magistratului pe dosarul pe care nu e normal să avem și achitări până la urmă, adică ok, e normal într-un dosar care este beton să fie o condamnare, da, că sunt probe și în cazul în care nu ai probele foarte bune, să fie, draga mea, sunt normale achitările, dar una la 100 de dosare. Nu 20 la 100 de dosare. Păi știți cum, dacă o să fie tras la răspundere procurorul sau judecătorul că a dat achitare, păi după aceea nu o să mai bă nimeni curajul să dai. Nu, păi nu, asta e ideea. Avocat dânsa nu specifică clar. Legea nu este foarte clară, deci în baza niciunei legi din România, magistratul care a greșit sau care se face vinovat de o eroare judiciară, de o instrumentoare defectuoasă, nu poate fi tras la răspundere. Și de ce nu poate fi? Pentru că legea nu este foarte clară. Legea, nu există nicio lege în România care să demonstreze reaua credință a judecătorului, exact, sau proasta instrumentare a dosarului. Nu există așa ceva. Se de încearcă asta acum ceva, dar încă da, nu, până nu trebuie vedem să eliminăm, publicată, eliminăm abuzul în serviciu, avem alte chestii de mai importante, sigur, da, mai importante decât și așa ajung români să facă pușcărie nevinovați, să li se fure ani din viață, să li se nenorocească familiile. Sunt convinsă că doamna a întâlnit astfel de cazuri și nu vorbim de persoane de interes cum este Rudel Obreja, dar sunt convinsă că prin prisma activității pe care domnia sa o desfășoară a întâlnit foarte mulți nevinovați în penitenciare și spun, îmi asum acest lucru pentru că mă întorc la ceea ce spuneam înainte, la acest automatism juridic. Știți, am ajuns undeva în anii 600 patului propus. Tăiem capul, tăiem picioarele, să facem șablonul, să corespundă individului. Nu se mai... s-a uitat de foarte multă vreme un principiu fundamental al dreptului penal, umanismul. Interpretarea legii și a probatoriului prin prisma persoanei și personalității făptuitorului. Umanismul și să nu uităm că orice dosar și orice proces se judecă pe baza unor probe. În condițiile în care tu refuzi anumite probe în dosarul respectiv, deja nu știu. Da, este o altă pronunțare. Este foarte greu. Eu nu-mi dau seama ce este în sufletul unui om. Eu doar am stat de vorbă cu ei, care ajunge în pușcărie și știe că este nevinovat. Zice, nu e, de ce am ajuns eu aici? Cum pot să demonstrez asta? Și mi-aduc aminte, în timpul Ceaușescu, cea mai gravă eroare judiciară, cazul Samoilescu, taximetristul care a fost acuzat că a omorât o studentă. Mi-aduc aminte, eu am stat de vorbă cu judecătoarea și a zis, dom'le, n-am avut probe concrete, am avut probe indirecte și de asta nu l-am condamnat la moarte, l-am condamnat pe viață. La închisoare pe viață. E vorba de acea umanitate. Deci, judecători, aici toate dosarele în vremurile noastre și acum, toate dosarele curg așa pe o bandă rulantă. Hai, următorul să... E ca și cum am face o normă. Ca la șaibă. Da, una, hai să-l facem și pe ăsta, să-l facem și pe ăsta. Bun, până una alta însă, justiția în România, discuția
Discuția despre justiție în România are o tentă politică, ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Și aici, bineînțeles, în loc să vorbim despre cazurile astea, despre judiciare, despre oameni care poate ajung, oameni obișnuiți, care poate ajung în pușcărie din cauza unui dosar prost alcătuit, noi vorbim despre politică și despre niște domni care au niște probleme cu abuzul în serviciu și alte chestiuni. Despre aceste lucruri vorbim după publicitate. Că era mare tevatură și pe tema asta, cei de la Curtea Constituțională și ei se bazează tot pe ce spune Comisia de la Veneția și iată ce ne-a transmis. Ne-a transmis o smetie așa Comisia de la Veneția, să vedem despre ce este vorba. Comisia de la Veneția solicită autorităților de la București să revină asupra modificărilor aduse legilor justiției, în special în ceea ce privește numirea și revocarea procurorilor șefiei principalelor parchete, DNA, DICOT și Parchetul General. Dar iată însă principalele solicitări ale Comisiei de la Veneția în ceea ce privește legile justiției. Reconsiderarea sistemului de numire și demiterea procurorilor de rang înalt cu scopul de a asigura condițiile pentru o procedură neutră de numire, demitere prin menținerea în acest proces a președintelui României și a CSM, cu scopul de a echilibra influența ministrului justiției. Abandonarea schemei de pensionare timpurie a magistraților. Reamintim că propunerea PSD ar duce la depopularea masivă a instanțelor, cu efecte majore mai cu seamă la Înalta Curte și curțile de apel. Abrogarea sau definirea mai clară a prevederilor care permit procurorilor superiori ierarhic să invalideze ca neîntemeiate soluțiile date de procurori care fac dosare, reexaminarea prevederilor privind revocarea membrilor CSM și eliminarea restricțiilor propuse pentru limitarea libertății de expresie a judecătorilor și procurorilor. De asemenea, reconsiderarea înființării unei secții speciale pentru anchetarea magistraților. Aici vine și o sugestie. Recursul la procurori specializați, combinat cu măsuri eficiente de prevenție, este alternativa de dorit. În urma raportului preliminar al Comisiei de la Veneția, președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului să nu ignore aceste recomandări. În vederea garantării independenței justiției și a consolidării statului de drept din România, recomandările cuprinse în opinia Comisiei de la Veneția trebuie valorificate, astfel încât lupta împotriva corupției să continue. Președintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului, în calitate de unică autoritate legiuitoare a țării, să nu ignore recomandările organismului european. Totodată, Klaus Iohannis precizează că recomandările cuprinse în opinia preliminară a Comisiei de la Veneția vor fi avute în vedere cu ocazia sesizării Curții Constituționale cu privire la statutul judecătorilor și al procurorilor recent reexaminată de către Parlament. Da, și aici e important ce spune Comisia de la Veneția, pentru că e vorba și de noua procedură de numire a șefilor la parchete. Deci vizează fix ce se va întâmpla peste 6 luni. În perioada asta de 6 luni avem un interimar la șefia DNA, după care va fi ales după noua procedură, dar noi nu știm care e noua care procedură. Care va fi noua care procedură? Fi? Rămâne de văzut. Se va stabili la o dată ulterioară. Păi și dacă nu se stabilește în cele 6 luni? Și dacă mai va plăcea domnului Dragnea, dacă deci, să fim... Da, așteptăm să vedem dacă... ce-i place domnului Dragnea? Nu știu dacă ce-i va plăcea domnului Dragnea sau dacă îi va plăcea lui X, Y sau Z. Părerea mea este că totuși va trebui un procuror și nu doar un procuror, vor trebui procurori competenți. Va trebui să ne întoarcem la ceea ce era la început DNA-ul și am să-mi asum afirmația pe vremea domnului Morar, acolo unde, într-adevăr, competența atrăgea calitatea de procuror specializat în infracțiuni de corupție. La un moment dat ajunsesem, acum în ultimii ani, astfel încât copii, repet, îmi asum ceea ce spun, copii de la parchetă de pe lângă judecătorii, peste noapte se trezeau procurori de DNA, iar competența lor, departe de mine gândul că un tânăr nu poate fi foarte competent sau foarte bine pregătit. Da, poate fi, însă îi lipsește ceva. Acel ceva este experiența de viață, experiența profesională, care întotdeauna crește calitatea activității de investigație, mai ales în aceste dosare unde
calitatea de investigator este primordială a procurorului, polițiștii fiind subordonați procurorului și efectuând activități doar prin delegare. Și atunci, în momentul în care ai un procuror pregătit, un procuror cu o experiență de viață, un procuror care își asumă o răspundere pentru actele și faptele sale, da, dosarele întocmite vor fi mult mai bine determinate, iar numărul de achitări va fi mult mai mic. Pentru că important nu este să ajungem în instanță și să obținem o multitudine de achitări. Important este să nu trimitem în instanță dosare care nu au ce căuta în instanță. Bun, dacă e un dosar care e făcut mai subțire așa, există o cameră preliminară și mai există și o cenzură, nu? Nu e corect ce spun, nu e corect termenul, dar în momentul în care un dosar este prost întocmit, așa, n-ar trebui să-l vadă, eu nu pricep la asta, n-ar trebui să-l vadă și cineva din interiorul acelei procuraturi sau procurorul respectiv își asumă? Deci nu. Procurorul de caz își instrumentează dosarul și trimite spre confirmare doar actul de sesizare. Pentru că, deși avem subordonarea ierarhică, există totuși o independență profesională, cel puțin teoretic, nu-i așa? În ceea ce privește activitatea de investigație, activitatea de urmărire penală. Iar acel dosar ajunge în camera preliminară, acolo unde într-adevăr ar trebui să fie filtrul corect și determinat al utilității continuării cercetării în faza de judecată sau a înlăturării probelor nelegal obținute sau deficitare sau a probelor care nu pot produce efectul unei condamnări. În acest context, spun eu că cel puțin în ultima perioadă de timp parcă s-au mai împrăștiat norii și magistrații au început să dea o mai mare atenție acestui filtru cameră preliminară. Și în condițiile în care vorbim, iată, despre o perioadă DNA cu bune și cu rele, pentru că putem să uităm episodul Ploiești, episodul Portocală de care pomeneai și tu ceva mai devreme, dacă e să facem așa o privire de ansamblu, cum a fost perioada Laurei Codruța Cuiveș și la șefii acestei instituții? Și cum a fost, de unde a pornit, cum a fost ea numită, de unde a plecat, pentru că lucrurile astea poate să uită. Dacă ne amintim, Laura Codruța Cuiveși a ajuns procuror general în 2006, după ce a instrumentat un dosar împreună cu Secret Service în America de infracțiuni pe internet. A fost lăudată de Secret Service. Aici au fost o felul de suspiciuni că lui Traian Băsescu i s-a spus de către american, domne, uite, e un om bun, e al nostru, am colaborat bine cu el, merită. Cert este că în urma instrumentării acestui dosar și la recomandarea Secret Service, Laura Codruța Cuiveși a ajuns procuror general. Avea 33 de ani, a fost, cred că este singurul procuror și este cu certitudine singurul procuror feminin, a ajuns la 33 de ani în această funcție și a dus funcția la mandă. Și-a îndeplinit mandatul, după care a plecat la Bruxelles. Și de la Bruxelles a venit la DNA. Cum a venit la DNA? Acum, dacă îi dăm crezare domnului Ponta, i s-a spus, domne, hai să o punem pe Laura Codruța Cuiveși pentru că domnul Traian Băsescu o vrea, Elena Udrea a povestit și ea că a vrut să-l ajute pe președinte, era dorința președintelui ca Laura Codruța Cuiveși să ajungă la DNA. Crin Antonescu a spus că în coaliție pe care ei o aveau la vremea respectivă, Victor Ponta a venit cu un bilețel pe care avea trei nume, domnul Lazar, Alina Bica și Laura Codruța Cuiveși. Deci fusese și Alina Bica propusă pentru DNA. Da. Doamna Pișminiceru a zis că ea nu va semna, era ministrul justiției la vremea respectivă, a zis că ea nu va semna așa ceva și că dacă este nevoie își va da și demisia. Ulterior chiar și-a dat demisia. Crin Antonescu iar a ieșit și a spus că domnul Ponta a fost șantajat să o numească pe Laura Codruța Cuiveși. Cert este că în urma acestor povești cu sute, zic eu, cu ață albă și destul de controversate, Laura Codruța Cuiveși a ajuns la DNA.
Cred că este singurul procuror șef la DNA care a fost în funcție și care a dat naștere la atâtea și atâtea povești care mai de care DNA-ul, mai... DNA-ul este totuși o instituție tânără, dacă vreți. Este... Pentru că noi am avut PNA-ul inventat de doamna Macovei, care s-a transformat în DNA și de la momentul transformării doi procurori generali. Daniel Morar și Laura Codruța Chioveși. Deci nu putem spune că este singurul care, pentru că da, este singurul din cei doi. Morar, nu am singurul din cei doi care a stârnit atâtea controverse. Dar pe vremea domnului Morar nu au ajuns la presă înregistrări cu Daniel Morar care le cerea procurorilor. Pe vremea domnului Morar lucrurile erau mult mai serios abordate. Și când a venit implicarea politicului a fost, adică n-au mai fost serios mult mai, nu, e opinia mea. Da? Implicarea politicului era mult mai redusă sau era mult mai mascată, dacă vreți, în modul de derulare a activităților de urmărire penală în această structură specializată, pe când odată cu descinderea doamnei Chioveși și numirea domniei sale și excesul de laude, mai mult sau mai puțin meritate, eu aș spune chiar mai puțin, ale acesteia, mixtiunea procurorului șef în dosarele procurorilor de caz a devenit evidentă, a devenit de notorietate și de gringolada modului defectuos de întocmire a dosarelor în această structură specializată a devenit de notorietate. Cam asta este ideea. Probabil că acolo unde conducătorul e prea lăudat, este exact ca în familie cu copilul pe care îl lauzi mereu, știți? La un moment dat devine de o obrăznicie ieșită din comun și ți impune ce să faci. Cam poate, asta e poate situația asta, doamnei Chioveși. Faptul că s-au pus foarte multe speranțe în doamna Chioveși și a fost investită cu foarte multe... Dacă cineva vreodată și-o fi pus foarte multe speranțe într-un tânăr procuror, ajuns procuror după absolvirea facultății în timp ce era într-o echipă națională de handbal, basket, foarte mulți români de rând și-au pus și își pun în continuare speranța la Laura Codruța Chioveși. Ăsta este adevărul. Adevărul. Pentru sunt că și nu cunosc detaliile. Bune. Sunt și lucruri bune. Ok, evident că cei care sunt din interior văd altfel lucrurile, dar putem să vorbim și despre lucruri bune. Se văd cu ochiul liber lucruri bune în urma acestei etape? Bine, lucrurile bune care au fost 37, să luăm așa, în perioada mandatului Dânsei, 37 de demnitari, dintre care cred că 9 miniștri au ajuns. Nu, eu, asta este, să zic, raportul activității Dânsei. Deci 37 de demnitari au ajuns să fie condamnați, dintre care 9 miniștri. Și mai spunea Laura Codruța Chioveși că în dosarele instrumentate cât ea a fost șef la DNA, valoarea prejudiciului ajuns se ridica la vreo 400 și ceva de milioane de euro. Dar să nu uităm că aproape 10% prejudicii umflate, că n-au fost recuperate. Aproape 10% din aceste dosare au fost cu achitări. Să nu uităm pe domnul Toni Greblă plimbat în fața televiziunilor cu cătușe și condamnat pentru rochi și oi sau nu, n-a fost condamnat. Anchetat. Și a ajuns în justiție și achitat. Celebrul domnul Ghiță, achitat domnul Ponta. Din sălile de judecată a magistraților. Să nu uităm abuzurile, nu știu cum poporul poate fi mulțumit de o atitudine a unei instituții de stat cu reflexii inchizitoriale. Da, și a intrat doamna Codruța Chioveși a intrat în istorie. În primul rând că este singurul procuror șef care nu și-a terminat mandatul, este singurul procuror care a fost înregistrat de subordonații dânsei. Să nu uităm, și noastră ați punctat foarte bine și dar este și singurul păcate, procuror că este printre primii oameni care conduc această instituție și că e o instituție tânără și care evoluează și vom vedea mai departe tot ce ne dorim. Nu e ca evoluția să fie pozitivă, nu negativă. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor. Din păcate, trebuie să ne oprim. Ne revedem de la fix. Schimbăm registrul total.